preasfinția voastră, preacuvioase părinte vicar, distinse domnule primar, preacuvioși, preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți protopop, preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, dragi copii, se împlinesc 1229 de ani de când erezia iconoclastă a fost combătută de către Sfinții Părinți la cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic din anul 787 de la Nicea, iar în anul 843, în Sinodul de la Constantinopol s-a statornicit ca prima duminică din postul mare să se numească Duminica Ortodoxiei și să se facă aducerea minte despre înfrângerea iconoclasmului. Icoana Cuvântul lui Dumnezeu așezat în culoare, chip al Sfinților Ocrotitori și prietenii noștri din Împărăția lui Dumnezeu. Icoana, acest odor sfânt, este purtată astăzi în procesiune din mijlocul cetății către inima acesteia. Cu ajutorul și binecuvântarea Bunului Dumnezeu, am urcat prima din cele 7 trepte ale postului mare. Ne aflăm, iată, cu toții în această perioadă și, de fapt, în această lume, călător spre mântuire, iar icoana fereastră către cer este odorul sfânt ce ne aduce aminte cine suntem și încotro ne așteaptă Hristos Domnul cel înviat să mergem. În astfel de împrejurări, înțelegem cu toții cum trebuie să mergem pe drumul pe care l-am ales, care este traseul pe care trebuie să-l urmăm în această viață. În acest fel, nu ne mai măsurăm viața noastră în ani, în zile, ci în duminici. Duminici în care mărturisim învierea și arătăm lumii care sunt ocrotitorii și binefăcătorii noștri care ne veghează și ne păstrează pe drumul cel ce duce către Împărăția lui Dumnezeu. Anul acesta, având în alta binecuvântare, programul acestei întâlniri de suflet este următorul. În câteva momente va începe slujba Tedeumului de mulțumire, dar și de rugăciune de sfințire a icoanelor. Prezentarea proiectului cultural-religios filantropic Iisus, modelul suprem al tinerilor elevi și a lucrărilor așezate în culori de către școlarii participanți. Concert de cântări în perioada postului mare, susținut de corala Liceului Teologic Melchisedec Ștefănescu din Roma, timp în care comisia de jurizare va desemna lucrările câștigătoare. Urmează scurte alocuțiuni oferite din partea domnului primar Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, și înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. După aceste alocuțiuni, în calitate de organizator, voi anunța ordinea în care se va porni în procesiune. Am încercat, iubiți credincioși, în câteva cuvinte, să pregătesc unul dintre momentele importante ale acestei întâlniri duhovnicești. Pentru că în cele ce urmează, doi dintre părinții din protopopiatul nostru vor da glas sfatului de suflet, plămădit în versuri de către înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim. Suntem români cu minți și credincioși. Prin Sfânt Andrei noi am primit botezul, iar de la el cu toții am învățat crezul, ce l-am rostit frumos din moși strămoși. Trăime de persoane ne este Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul, cu Tatăl nenăscut, întru iubirea ei românii au crescut, pecetluiți fiind pe veci, cu sfânt numele Său. Dacă au primit credința strămoșii noștri sfinți, au străbătut prin veacuri murind și învind, din glia țării noastre grădină făurind, iar cerului redata martiri și mulți părinți. Slăvită fi biserică de sfinți și de eroi, scăldată în lumină și har dumnezeiesc, pe altarul tău aș vrea acum să-ți răsădesc și crucea mea făcută din lacrimi și nevoi. Mai toți avut am crucea divină mângâiere, căci pajura o ține solemn și strâns în plisc, iar ca simbol se înalță frumos pe orice pisc,
și ne vorbește de jertfă, dar și de înviere. Hristos prin cruce pe toți ne ocrotește. Ea astăzi stă solemn pe turle de biserici, o poartă în mâini creștinii și cetele de clerici, gustându-i suferința, Hristos ne mântuiește. Pământul țării noastre, de cruce presărat și plămădit cu lacrimi și sânge de martiri, de veacuri stau cu cinste pe altar în mănăstiri, mulțime de relicve, tezaur preacurat. Ortodoxia noastră este urmarea lui Hristos. Hristos ne-a pus în adevăr pe cale înspre viață, rămânem în credință, iubire și speranță și vom ajunge sigur în raiul cel de sus. Pământul țării noastre mai cântă prin icoane, la Voroneț tot cerul pogoară pe pământ, Carpații sunt scăldați în har din Duhul Sfânt, căci pusnicii prin codrii mai cântă acțiune. Simțim în suflet tainic, prezent pe Dumnezeu, că suntem un popor de sfinți și de eroi. Ieșiți astăzi din casă, veniți iubiți creștini, purtând în mâini icoane, în minte rugăciunea, în inime având pacea, cu toată înțelepciunea, să mulțumim treimei că ne-am născut români. Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe noi oamenii și ca un îndurat ne-ai trimis milosivirea Ta și iubirea Ta, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici. Cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacele care au fost revărsate asupra robilor Tăi, asupra noastră și asupra apei acestea. Și ne binecuvintează pe noi, cei care îți mulțumim și Te lăudăm. Căci astăzi căzând înaintea Ta, rugăm cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor Tăi și i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori într-o dreapta credință, în dragoste și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește, Doamne, orașul acesta de toată reaua întâmplare, iar credincioșilor și locuitorilor ei dăruiește-le pace și liniște și ne vrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta Ție celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm. Și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Și cu crucea Ta păzește pe poporul.
pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Rugăm toți credincioșii prezenți să înalțe icoanele pe care le-au adus, urmează rugăciunea de binecuvântare acestora. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care le nu respingi icoanele sfinților tăi, ci mai ales cu dragoste le primești, pentru că de câte ori privind la ele cu ochii cei trupești, tot de atâtea ori cu ochii minții să pomenim și să gândim la faptele și la viața lor, și a bine plăcută ție, ca și cum am citi în Scriptura. Deci le rugăm, cu o sârdie în această zi, închinată icoanelor noastre, pe aceste icoane care s-au zugrăvit chipurile sfinților și au fost întocmite într-o cinsta și slava lor și într-o amintire a mântuitoarei întrupării, a minunilor și a binefacerilor unii a născut Fiului Tău, pe care le levestește Sfânta Evanghelie, ca nu numai cinstindu-le, dar și la ele și la închipuirea lor privind, să le luăm aminte și cu mulțumire să le cinstim. A cereștilor puteri, a cele netrupești, ale Sfântului Ioan înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale Sfinților înslăviților dintre toți lăudaților apostoli, proroci, mucenici, ale tuturor Sfinților tăi. Cu milostivire binecuvintează-le și le sfințește cu binecuvântarea ta cea cerească, prin stropirea cu această apă sfințită, și pe toți cei înainte acestor icoane te vor chema pe tine, Dumnezeule Părintele, și pe unul născut Fiul tău și Preasfântul și de viață Făcătorul tău Duh, și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu și pe toți Sfinții tăi, ale căror sunt închipuirile după vrednicie cinstindu-i, cerând dumnezeiasca ta milostivire, iar de la ele ajutor, sprijinire și mijlocire către tine, Dumnezeule și Domnul nostru. Ca la niște slujitori și prieteni apropiați ai tăi, fă prin bunătatea ta și prin rugăciunile sfinților tăi să primim de grabă iertare păcatelor, dăruindu-le ca un bun a fi moștenitori împărăției tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău. Înalt Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacalului, sfințește în acest moment icoanele pe care dumneavoastră le-ați adus, icoanele care sunt zugrăvite chipurile sfinților, ocrotitorii caselor și ai familiilor dumneavoastră. Cuvintează moștenirea ta.
toți icoanele care le-am adus. Pentru înalta binecuvântare pe care fiecare dintre noi am primit-o în inima și în sufletul nostru. Anul 2016, la inițiativa Părintelui Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod a hotărât ca aceasta să fie dedicat educației religioase pentru tineret. În acest context, la inițiativa și cu binecuvântare erarhului nostru, începând cu data de 20 februarie 2016, am prezentat și implementat în școlile romașcane proiectul Hristos, modelul suprem pentru tineri școlari. Proiectul acesta a fost conceput pe grupe de vârstă, încadrate de cele trei cicluri de învățământ primar, gimnezial și liceal, astfel încât după 30 de zile de implicare a elevilor, dar și a profesorilor lor, avem în față rodul strădaniei așezat în culori și în gândul cel bun. Din punctul meu de vedere, și sunt convins că vorbesc în asentimentul tuturor, toți cei prezenți sunt câștigători. Însă, urmând rigorile unui adevărat concurs, rugăm Comisia de Jurizare să verniseze această inedită expoziție, să aleagă totodată câte o lucrare din cele trei categorii de vârstă, lucrări ce în mod solemn, la sfârșitul procesiunii, în incinta catedralei eparhiale, vor fi premiate de către înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim. De reținut este faptul că pentru a împlini ratura social-filantropică a acestui proiect anunțat, dar și din dorința de a cultiva virtutea milosteniei în sufletul copiilor noștri, aceste lucrări, în săptămâna 20-27 martie, se vor constitui într-o adevărată expoziție cu vânzare în spațiu oferit cu generozitate în galeria Paco In Service, care este situată în imediata apropiere a Bisericii Precista Mare, lângă Spitalul Vechi, iar banii obținuți vor fi donați de către tinerii artiști unor alți tineri aflați în suferință în Spitalul Municipal din Roman. Invităm membrii comisiei pe preacuviosul Părinte Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, pe domnul primar, profesor Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, pe doamna Monica de Carp, profesor doctor în arte plastice și preacuviosul Părinte Arhimandrit Andrei, Marele Eclesiarh al Catedralei, să verniseze aceste lucrări și după cântarea elevilor seminarului teologic Melchisedec Ștefănescu să ne dea și un rezultat. Corala, vă rugăm. În acest timp, corala va interpreta câteva piese din cântările pascale care sunt atât de dulci în aceste zile. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Atât de frumoase sunt aceste lucrări ale dumneavoastră, copii. Se pare că v-ați așezat sufletul în culori. De aceea și un alt preasfințitul părintele nostru Iachim dorește să vadă mai îndeaproape aceste lucrări ale dumneavoastră. Vă rugăm acum cei din ciclul 5-8 să ridice icoanele, iar cei 1-4 să le lase jos. 5-8. Se pare că avem și lucrări 3D. Să ridice lucrările, iar ceilalți să le coboare. Ciclul liceal, mulțumim! Au lucrat aici, elevii de clasa a 6-a l-au imaginat în mijlocul orașelor aglomerate acum. Iar cei de la 1-4 s-au imaginat coleg de clasă, prieten, au mers cu el. Modelul suprem. Și acum cu toții să ridicăm toate icoanele pentru o ultimă vizualizare. Mulțumim frumos! Iată, 20 martie 2016, un eveniment de suflet, drept pentru care vă mulțumesc tuturor celor care ați participat în această frumoasă zi de primăvară, în Duminica Ortodoxiei. Aș vrea să rog membrii comisiei să revină pe scenă. Aș vrea să mulțumesc în numele preoților din protopopiatul nostru. În primul și în primul rând, copiilor din școlile romașcale care s-au implicat cu atâta dârzenie în acest proiect și și-au imprimat în culori sufletul și gândul lor cel bun. Dar nu trebuie luat în nu trebuie dat la o parte și următorul fapt. La această adunare sunt prezenți preoții din tot arhiepiscopia. Dacă vedeți în spate, aveți bannerul cu protopopiatul Moinești, Bacău, Onești, Sascut și Buhuș. Acești preoți, aplaudați-vă, rog frumos, pentru efortul pe care l-au făcut de a fi prezenți astăzi aici. Dar acum, dacă copiii din Roma ar putea să-și întoarcă un pic privirea,
Îi rugăm pe copiii care au venit din parohie, din aceste protopopiate, să ridice și ei lucrările pe care le-au pregătit. Deci doar copiii care sunt din alte localități decât Roma. Și rugăm în continuare, dăm cuvântul domnului profesor Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, căruia îi mulțumim pentru felul în care de fiecare dată a fost alături de familia romașcană, așa cum îi place domniei sale să o numească. Preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, preacuvioși preoți călugări, dragi colegi profesori, dragi elevi, stimați romașcani, dragi prieteni, toți frați într-un Hristos, astăzi, în ziua Ortodoxiei, iată, ne adunăm aici, în piața Roman Vodămușat, spre a cinsti icoana, spre a cinsti mărturia creștină. De altfel, noi ca români ne identificăm cu perioada creștină pe aceste meleaguri. Suntem creștini odată cu a fi români sau suntem români odată cu a fi creștini, indisolubil legați. Nici nu am putea, cred că, să trăim, să ne desfășurăm activitatea, să trecem peste greutăți și să avem în spate o istorie atât de grea, atât de încercată, dar atât și de glorioasă în același timp, fără să fie avut credința adevărată în noi. Cred că este o zi frumoasă, așa cum fiecare dintre noi ne sărbătorim ziua, sărbătorim un anumit eveniment, ca și credința noastră frumoasă, împărăteasa noastră, Ortodoxia, să fie sărbătorită, să aibă această zi. Iată ce vreme a fost ieri, ce vreme avem astăzi. Înseamnă că Dumnezeu e cu fața la noi și noi trebuie să fim cu fața la El. Să fim fiecare dintre noi mai bun unul cu celălalt. Să ne iubim fiecare țara, orașul. Să nu uitați să ne iubim în fiecare zi părinții, atâta timp cât îi mai avem. Să fim mai înțelegători și mai toleranți unii cu ceilalți. Fiind mai buni unul cu altul, suntem și mai plăcuți lui Dumnezeu. Acolo unde este înțelegere, toleranță, iubire, acolo e și Dumnezeu. Mă uitam mai devreme când în al preasfințitul stropea și sfințea icoanele, iar dumneavoastră le-ați ridicat sus. Ca sute de luminițe aruncau lumina asupra sufletului nostru. Cât de frumoasă este credința noastră, cât de înălțătoare, cât de mare bunătate aduce între noi. Parcă fiecare acum suntem mai prieteni cu celălalt, parcă fiecare dintre noi întindem mâinile nevăzute ale sufletului unul către celălalt, fiind aici împreună în această horă a Ortodoxiei închinată Dumnezeului nostru, pe care îl rugăm mereu să ne ajute, să fie lângă noi, să ne mângâie și să fim cu toții mai buni. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani, întreaga zonă Roman metropolitan, întreaga Moldovă și România noastră. Doamne ajută și vă doresc tot binele din sufletul meu. Mulțumim, domnule primar, pentru cuvântul care de fiecare dată ne încântă. Suntem încredințați că ne veți fi alături și pe viitor, câtă vreme știm și mărturisim că Dumnezeu rămâne alături de Cel care îi este cu inima, cuvântul și fapta următor. În al preasfinția voastră, spre mângâiere și întărire în dreapta credință, care cunoaștere și îndemn pentru cei mai tineri dintre cei de față, dar și pentru încununarea celor ce au fost rostite, vă rugăm să ne adresați care de fiecare dată cuvânt de învățătură. Preacuvioși părinți, preacuvioși părinți, distinse autorități locale, centrale, județene, domnilor directori ai școlilor romașcane, dragi copii și profesori de religie, prezenți la această manifestare, iubiți credincioși și dragii mei prieteni, frați întru Hristos și surori romașcani. Duminica aceasta, așa cum s-a precizat, este o duminică închinată
icoanelor și ortodoxiei universale. Și noi am dorit să ne manifestăm în plan local credința noastră mărturisitoare în mijlocul cetății, pentru faptul că cetatea este creștină și poporul ei de asemenea. Și ca generică pentru duminica de anul acesta închinată ortodoxiei, am ales sintagma frumoasă numită sau genericul ortodoxie și ortopraxie. Azi, în cetul romanului, vedem și ortodoxia și ortopraxia, adică punerea în practică a ceea ce noi credem, a ceea ce noi manifestăm și arătăm fapta noastră, virtutea noastră în contextul credinței care o mărturisim. Imnul care s-a citit la începutul acestei manifestări, de altfel s-a numit ortodoxie și ortopraxie, și conține în primă formă o afirmare clară și directă a identității naționale și religioase a poporului român. Ortodoxie și ortopraxie am putea numi-o astăzi cu mințenie și credință, căci cu mințenia și credința fac parte din structura ființială a acestui popor, așa cum a spus și domnul primar, și cum simțiți fiecare în sufletul vostru, ne-am născut creștini în acest spațiu mioritic pe care geografia îl numește spațiu Carpato-Danubianum Ponticum. Cu alte cuvinte, cu mințenia și credința, bunătatea și cu mințenia izvorăți din credința în Iisus Hristos, practicată în spațiul cel mai pur, în spiritul cel mai pur creștin. Cu alte cuvinte, românii nu sunt credincioși pentru că sunt cuminți, ci sunt cuminți pentru că sunt credincioși. Înțelepciunea și buna purtare a românilor izvorăți din caracteristicile creștinismului apostolic, practicat de-a lungul veacurilor și mărturisit frumos, așa cum s-a spus, din moș strămoș. Ce înseamnă mărturisirea frumoasă? Ce înseamnă crezul rostit frumos? Înseamnă a-L primi în inim pe Hristos, omul, fratele nostru, și a-L privi în icoane, mărturisind pe Dumnezeu omul, Iisus Hristos, Logosul întrupat în istorie la plinirea vremii. Înseamnă totodată a vedea un om și a mărturisi un Dumnezeu om. A rosti crezul frumos înseamnă a simți emoția respectului față de valorile fundamentale ale credinței noastre. Înseamnă conștientizarea afirmării de bunăvoie axiologiei teologice fundamentale, Iisus Hristos și Duhul cu Tatăl nenăscut. Nimic nu s-ar putea afirma și a rosti frumos din moș strămoș dacă românii n-ar fi crescut într-o iubire a frumuseții divine. Creșterea într-o iubire este creșterea într-o veșnicie. Creșterea într-o iubire este creșterea pecetuită cu numele lui Dumnezeu. Este pecetuirea creșterii într-o frumusețe veșnică a iubirii. Trebaterea prin veacuri murind și înviind nu putea avea loc decât a urma primirii credinței de către strămoșii noștri sfinți. Au murit străbătând veacurile și au înviat de asemenea străbătând aceste veacuri. A muri și a învia a fost într-adevăr chintesența trăirii neamului românesc în creștinătate. Au murit strămoșii noștri străbătând glia
pe care a apărat-o ca pe o grădină sfântă. O grădină plămădită cu lacrimi și sânge de martiri. O grădină preserată de suferință cu semnul Fiul Omului, Sfânta Cruce. Crucile nu cresc decât din lacrimi și din sânge. Din sângele martirilor care urcă pe ele din pământul în care au fost înfipte și din sângele lui Hristos care se prelinge spre pământ, alimentându-l cu puterea de sus, puterea de a muri. Martirii noștri au murit și au înviat pentru credința lor, pentru că au înviat, au învățat să moară și să învie pentru credința în Iisus Hristos. Nu credeam să învăț a muri niciodată, spunea cineva. Nu credeam să învăț a învia vreodată, spunea un sfânt al bisericii. Românii au crezut în înviere străbătut prin veacuri și murind pentru grădina lor. Să mori pentru grădina ta, udându-o cu lacrimi și sângele tău, aceasta este cea mai mare virtute care poți să o ai în lumea aceasta dată de Hristos. Au făurit prin moarte grădina din glia și glia țărilor românii. Au murit și au înviat, devenind Hristofor, devenind Hristos după har. Dar din păcate, în istorie, confundați de multe ori ca și Hristos cu grădinarul, de multe ori poporul român n-a fost recunoscut. Dar el știa că a fi confundat cu grădinarul înseamnă a fi lucrător și mărturisitor al cerului plin de martiri părinți strămoși. Românii au devenit prin moarte grădinari, iar grădinarul din Evanghelie, zărind după înviere pe însuși Hristos. Această confuzie a poporului român nu poate fi alta decât confirmarea reușitei lui existențiale, adică a odihnei chipului lui Hristos în noi, în voi, iubiții mei, și a odihnei noastre smerite în chipul lui Hristos, care transpare în noi. Doamne, dacă astăzi pot să recunosc chipul Tău sălășluind în cei de lângă mine, în voi toți, dragii mei, Te rog să mă ajuți măcar să Te confund cu grădinarul, asemenea Mariei Magdalena, ca mai apoi să Te pot descoperi și recunoaște în splendoarea învierii Tale. Iubiții mei, biserica este o biserică de sfinți și de eroi, adică de cei care au străbătut moartea pentru cer și pentru glie. Este acea care, scăldată în lumină și har dumnezeiesc, face să crească în grădina făurită prin moarte crucile fiecăruia constituite din lacrimi și nevoi. Lacrimile și nevoile sunt cele două dimensiuni ale crucii. Dimensiunea orizontală este dată de suferințele din nevoi, iar dimensiunea verticală este dată de lacrimi, de plânsul cu amar al remușcării produse de necunoașterea și nerecunoașterea lui Dumnezeu în lume. Crucea românului din lacrimi și nevoi este cea care l-a învățat să primească durerea ca pe o realitate pe care să o valorifice fără să o nege. În acest sens, marele învățat Nae Ionescu spunea că de la răstignire lumea știe că nu durerea sau bucuria ca atare sunt hotărătoare pentru suferința sau fericirea noastră, ci atitudinea pe care personalitatea noastră spirituală o păstrează în fața lor. Românul face semnul crucii, nevoindu-se și lăcrimând.
pentru că el știe că semnul crucii nu înseamnă acceptarea suferinței, ci dimpotrivă chezășia mântuirii. Crucea purtată în văzduh prin forul pajurei identității noastre naționale. Știți cu toții, dragii mei, că pe steagul țării noastre este o pajură cu o cruce în clonțul ei. Ori această pajură a identității noastre naționale ne vorbește în același timp de jertfă și de înviere. Identitatea poporului român, deci, este ca o pajură permanent la înălțime și purtată pretutindeni în zborul ei, ajutată de vântul, de vântul, de vântul care este Duhul Sfânt, care suflă unde vrea El. Cântarea divină a icoanelor pe care le-ați făcut din inimă și mai ridicați-le odată a centrul Romanului, pentru ca să arătați credința voastră mărturisitoare. Deci aceste icoane, dragii mei, este cea care vă acompaniază în credința voastră a noastră și ne dă direcția către Raiul cel de sus, spre care ne naștem din nou. Raiul cel de sus este împărăția cerului. Raiul cel de jos este împărăția fericirii pământești trecătoare și amăgitoare. Cântarea divină a icoanelor din ziua aceasta te ajută pe tine, dragii mei, copilași care sunteți aici și le-ați făurit din pristosul inimile voastre, vă va ajuta să rămâneți acolo unde v-a așezat Hristos în istoria poporului nostru. Rămâneți în biserică, rămâneți în istoria poporului român și aveți o identitate care înseamnă a realiza adevărul, a merge pe cale și veți ajunge în viața veșnică. Pacea inimii, dragii mei, rugăciunea minții și înțeleaptă lucrare a mâinilor voastre sunt cele pe care vă fac să-L simțiți în suflet tainic pe Dumnezeul nostru. Creștinismul, ortodoxia noastră, face parte integrantă din ființa noastră națională, pentru că pacea, rugăciunea, smerenia și înțelepciunea fac parte din ființa credinței neschimbate și drepte a neamului veșnic înlăcrimat de sfinți și de eroi. Nu uitați să fiți continuatorii voievozilor și că sunteți și faceți parte dintr-un neam de sfinți și de eroi și vom primi calitatea de casnici și prieteni al lui Dumnezeu dacă rămânem și mărturisim credința noastră pe calea care ne-a îndrăgat Hristos, purtând stindardele identității noastre, ale credinței și ale poporului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Amin. Ne înclinăm cu recunoștință și vă mulțumim în al preasfinția voastră pentru cuvintele, ceea ce au ajuns și vor rămâne la sufletul și la inima noastră. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, iartă, prima parte a acestui eveniment deosebit a luat sfârșit. Pentru buna organizare a procesiunii care va urma, vă rog din suflet, romașcanii, să rămână așa cum sunt așezați, prin mijlocul dumneavoastră vor trece icoanele, steagurile de procesiune, Sfânta Cruce și aceste icoane deosebite ale copiilor. Thank you.
probabil, probabil că trebuie plătit. De acum a fi nou. Doar o întrebare, David, dar n-am știut exact.
Thank you.
am ajuns în alt preasfinția voastră și dragii noștri în inima cetății și mulțumim Domnului pentru bucuria adusă fiecare dintre noi și tuturor. E vremea să anunțăm care sunt icoanele alese spre premiere și încă o dată îl rog pe toți să fie încredințați că sunt câștigători. În urma deliberării comisiei pentru prima grupă de vârstă câștigătoare a fost desemnată icoana sugrăvită de către elevii Colegiului Național Roman Vodă, ciclu de învățământ 1-4. Vă rugăm să prezentăm icoana. Mariu. Rugăm pe doamna director și pe profesorul de religie să vină pentru premiere. Doamna Tanoviț Mihaela sau profesorul de religie? Mariu. Domnul profesor Ciocan Marius va primi darul din partea noastră a Mulțumim pentru a doua grupă de vârstă. Icoana câștigătoare este cea sugrăvită de către elevii școlii gimnaziale Mihai Eminescu din Roman. Vă rugăm să veniți copilor cu icoana în față și cu doamna director sau cu părintele de religie. Profesor. Alex. Mulțumim tuturor și pentru truda dumneavoastră a copiilor. Părintele profesor Lezeu Alexandru va primi darul înaltului pentru școala pe care o reprezintă. Icoana care a întrunit cele mai multe voturi a fost sugrăvită de către elevii liceului Colegiul Tehnic Miron Costin din Roman. Rugăm pe doamna director sau pe doamna profesoară de religie să vină să ridice premiile. La ora de religie și celelalte activități conduse de fiecare dintre noi. Iar toți conducătorii unităților de învățământ implicate vor primi diplomă de participare și recunoștința noastră, menționând faptul că apreciem felul în care toți profesorii de religie s-au implicat în acest proiect. Mulțumim frumos tuturor! La grăție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Prea preasfințite stăpâne, binecuvintează! Cel ce-am ia din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, rugăciunile Sfintei Cuvioase, Maice noastră Parascheva, ocrotitoare Evarhiei noastre, ale Sfântului Antipa de la Calecovești, ale Sfinților ocrotitori ai Moldovei, ale tuturor Sfinților români, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. În al preasfințitului Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Renanului și Bacălului, dă-i, Doamne, viață lungă-n
pace, cu sănătate, cu nexporire într-o domnătirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii și îl păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Care sunteți nădejdea și pecetea apostoliei noastre. Mai întâi vă mulțumim pentru dragostea care ați participat la acest eveniment. Mulțumim copiilor care sunt viitorul țării și a bisericii. Mulțumim părinților, educatorilor, profesorilor, tuturor celor care se ocupă de educația creștină a copiilor și a tinerilor noștri. Vă mulțumim tuturor, rămâneți într-o dragostea mea, să trăiți cu toți într-un mult și fericit ani, mulți ani trăiască tuturor și la mulți ani Sfintei noastre Ortodoxii. La mulți ani cu să.